Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la știrile serii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început, haideți să vedem cele mai importante titluri ale zilei pe scurt. Trebuie să sensibilizăm organele de conducere să iau o decizie cât mai corectă pentru buna funcționare a centrelor. Angajații de GASPC Constanța continuă protestele. Zeci de persoane s-au adunat și astăzi în fața prefecturii. Chiar între medici există niște contradicții. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, susține că dacă este cineva afectat de COVID și în timpul acela face vaccinul, este fatal serul și recomandă oamenilor prudență. Constanțenii care s-au vaccinat în septembrie sunt așteptați pentru a-și ridica tichetele de masă în valoare de 100 de lei fiecare. Angajații de GASPC Constanța continuă protestele. Lipsa banilor pentru salarii nu le dă pace oamenilor. Zeci de angajați s-au adunat și astăzi în fața prefecturii și au cerut alocarea de către Guvernul României a sumelor necesare plății salariilor și asigurării cheltuielilor de funcționare ale direcției. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a fost penalizată în acest an cu 25% din sumele acordate de Ministerul Muncii, deoarece nu a finalizat la timp construirea unor locuințe sociale. Penalizarea a dat peste cap bugetul instituției, care nu mai are acum bani pentru plata salariilor și a cheltuielilor de funcționare pentru ultimele două luni din acest an. Angajații spun că nu au nicio vină pentru cele întâmplate și cer ca autoritățile să le respecte drepturile ca să-și facă vocea și mai bine auzită. Continuă să iasă în stradă. Suntem în a cincea zi de proteste pentru că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța au rămas practic fără bani. În luna noiembrie sunt asigurați doar 55% din fondul de salarii, iar în decembrie nu mai sunt bani absolut deloc decât pentru hrana beneficiarilor. Practic, bani pentru salarii, 0 lei. De 31 de ani lucrezi, nu știm. La noiembrie dă 59%, iar pe decembrie nimic. Și noi muncim în continuare cu copiii. Ce o face? Nu știu. Păi așa putem să sensibilizăm prefectura, Consiliul Județean, de GASPC-ul, nu știu cum o să fie. Trebuie să sensibilizăm organele de conducere să iau o decizie cât mai corectă pentru buna funcționare a centrelor, pentru că dacă noi suntem bine și beneficiarii noștri sunt foarte bine. Această acțiune este și pentru ei. Noi suntem aici pentru că ne cerem drepturile, nu și pentru noi, dar în primul rând și pentru beneficiari, pentru că exact cum au spus toți, noi, neavând posibilitatea de a ne deplasa, de a ajunge la locul de muncă sau... Vă dați seama că nici beneficiarii nu... Cine poate să aibă grijă de ei? În fața prefecturii au protestat astăzi Sindicatul Familia Constanța și Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Constanța, afiliate la CNS Cartel Alfa. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, susține că dacă este cineva afectat de COVID și în timpul acela face vaccinul, îi este fatal vaccinul și recomandă oamenilor prudență. Sunt noi declarații controversate ale înaltului prelat, asta după ce tot săptămâna aceasta CNA a amendat postul deținut de Arhiepiscopia Tomisului, Radio Dobrogea, pentru alte afirmații făcute de ierarh despre vaccinarea anti-COVID. Arhiepiscopul Tomisului a fost invitat joi seară la emisiunea Dialog Duhovnicesc de la Radio Dobrogea și a fost rugat să spună câteva cuvinte încurajatoare pentru depășirea situației medicale dificile prin care trecem. Controversată nu doar pentru noi care n-avem cunoștințe de medicină, ci chiar și pentru mulți medici. Chiar între medici există niște contradicții. Pentru că este o boală care are un statut aparte. Mari specialiști spun că a fost făcut în laborator, unde cei care au promovat-o sunt primii care au promovat și vaccinurile. Sigur că e îngăduită de Dumnezeu, indiferent. Boala este. Nu putem să o negăm. Unii spun că nu este deloc. Cum să nu fie deloc? Nu s-ar putea minți așa
pe scară mare. În altul prelat susține că această boală este una biologică și că ea poate fi depășită cu credință, rugăciuni și cu medicamente, fără vaccin. Și am ascultat doctorii scusiți când aud un medic că vorbește cu mare interes îl ascult ca să nu rămân fără o luminare din partea medicilor care sunt specialiști și cu adevărat vorbesc în cunoștință de cauză. Dar iată, am aflat de puține zile că dacă este cineva afectat de COVID și în timpul acela face vaccinul, păi este fatal vaccinul, de aceea trebuie să fim prudenți. În al preasfințitul Teodosie face aceste afirmații la câteva zile după ce CNA a amendat postul deținut de Arhiepiscopia Tomisului Radio Dobrogea pentru alte afirmații făcute de ierarh despre vaccinarea anticovid. Constanțenii care s-au vaccinat în perioada 3-30 septembrie sunt așteptați pentru a-și ridica tichetele de masă în valoare de 100 de lei fiecare. Este vorba despre persoanele care au schema de vaccinare completă. Mai exact, au primit cele două doze de AstraZeneca, Moderna sau Pfizer, respectiv o doză de Johnson & Johnson. Tichetele pot fi ridicate de la centrul de vaccinare deschis la pavilionul expozițional, în baza unui act de identitate, în intervalul orar 8-18. Incendiu puternic astăzi în stațiunea Mamaia. Flăcările au cuprins două dintre căsuțele amplasate în bazarul din zona Castelului Regal. Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit de urgență, au stins vâlvătaia și au împiedicat propagarea incendiului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, fiind înregistrate numai pagube materiale. Continuă lucrările de lărgire a plajelor în Eforie. Utilajele lucrează la foc continuu pe plaja de la Eforie Sud, care a intrat în reconstrucție. Chiar dacă până la sfârșitul anului viitor în zonă vor apărea 5,5 km de noi plaje, turiștii și localnicii nu sunt prea încântați și spun că distanța până la apă este mult prea mare. Zeci de buldozere, excavatoare și camioane lucrează la foc continuu pentru lărgirea plajelor din Eforie, care vor fi în curând la fel de late ca cele din Mamaia. Lucrările fac parte dintr-un amplu proiect european pentru reducerea eroziunii costiere în valoare de 800 de milioane de euro, care se va derula pe tot litoralul românesc. Avem o suprafață de plajă care se întinde pe 5750 de metri liniari și cu o lățime nu mai mare de 100 de metri. Deci pe toată zona Eforiei, lățimea plajelor nu vor depăși 100 de metri, incluzând și plajele existente. De această plajă lată ne vom bucura de în sezonul 2022-2023. La fel ca la Mamaia, în urma lucrărilor de nisipare, marea se va îndepărta mult de prima linie de șezlonguri, ceea ce îi nemulțumește pe localnici. Ei spun că plaja va fi mult prea lată și că nisipul nu va mai fi la fel de fin ca până acum. Este mai bine amenajată, mai bine curată față de cum era până acum. Față de cum era noi în Mamaia, pentru că porțiune din plajă au spus că au prelungit-o, dar numai că nu mai ai cum să stai pe ea. Ar fi foarte bine, dacă s-ar extinde, ar fi perfect. Eu sunt din Constanța și știu că acolo au fost niște lucrări de nisipare. Mi se pare, îți ia foarte mult timp să ajungi la plajă, practic. Și dacă s-au extins, bănuiesc că sunt bune într-un fel, pentru ceva. Nu știu dacă eroziunea costieră aduce avantaj și turismului. Eroziunea costieră putea să facă la jumătatea drumului, să zicem. Parcă e distanța cam mare. Am văzut că multă lume este supărată că distanța este prea mare. După ce vor termina lucrările la Eforie, muncitorii se vor muta la Costinești, Olimp, Neptun, Saturn, Capa Aurora și Mangalia. Potrivit reprezentanților Apelor Române, în urma acestui proiect, România va câștiga circa 226,12 hectare de plaje noi. Lucrările ar trebui finalizate până pe 31 decembrie 2023. 100 de panouri solare vor fi instalate în zona Faleză Nord, pe acoperișul unui punct termic. Astfel, locuitorii cartierului ar urma să beneficieze de energie termică produsă de soare. Ideea aparține profesorului Eden Mamut de la Institutul pentru Nanotehnologii al Universității Ovidius, în cadrul proiectului european Multiscale.
Pe acoperișul punctului termic numărul 31 din cartierul Faleză Nord se vor monta în perioada următoare 100 de panouri solare. Este ambiția Institutului pentru Nanotehnologie al Universității Ovidius din Constanța, care derulează un proiect european de încurajare a producerii de energie verde și protejarea mediului. Zona litoralului și o bună parte din Dobrogea și sudul țării noastre reprezintă o zonă cu un potențial de energie solară semnificativ. O astfel de activitate o dezvoltăm la Constanța într-un parteneriat cu societatea termoficare care administrează rețeaua de distribuție a agentului termic în oraș și în parteneriat cu două firme românești, două firme inovative, care au dezvoltat pe de o parte instalații de energie solară și de partea cealaltă instalații de valorificare a energiei termice produse din biomasă peletizată. Cei care lucrează la proiect au găsit și o variantă pentru zilele lipsite de soare și au instalat pe punctul termic două cazane cu paleți. Constanțenii sunt încântați de inițiativă și cred că orașul nostru are nevoie de cât mai multă energie verde și mai puțină poluare. Nu, e foarte bine, ar fi foarte bine, e foarte bun pentru așa ceva, că e energie verde. Foarte bine, panouri de solare. Da, eu zic că da, normal, pentru că n-ar mai fi atât de mult poluat aerul. Soluții similare ar putea fi găsite și pentru stațiile de încărcare pentru automobilele electrice, spune profesorul, toate acestea pentru reducerea poluării în oraș. Astăzi vă propun o călătorie într-o lume de basm, în lumea păpușilor. Descoperim păpuși pentru toate vârstele, unicat, viu colorate, create manual, cu suflet și emoție de o tânără din Constanța și mama sa, cea care are grijă de partea vestimentară, căci tricotează din fire de lână și bumbac, haine la modă pentru păpuși. Astfel prinde viața acea jucărie specială pentru copii, care să le devină companion și păstrător de secrete și de care să-și aducă aminte chiar și la bătrânețe. Un colț din sufrageria unui apartament de bloc s-a transformat într-un tărâm magic unde prin conturi păpuși unice, viu colorate, create manual. Acestea sunt rodul imaginației Migalei și atenției la detalii ale Elenei Ioniță și ale mamei sale, care îi sare de fiecare dată în ajutor. Povestea a început așa, oarecum având-o în prim plan pe mama, trebuie să recunosc. Mama este foarte pricepută să tricoteze. De foarte mulți ani, încă de când eram mică, mama îmi crea garderobă, așa, rochițe, fustițe, tricotate, plovărașe. Și în ultima perioadă am zis că de ce să nu facem din asta un mic business, un atelier. Și ne-am gândit să creăm ceva. Și a plecat așa, gândindu-ne ce să facem, ce am putea să facem, dar să și creeze bucurie. Din mâinile lor au ieșit până acum peste 100 de păpuși unicat, o bucurie pentru copii, dar și pentru colecționari. Fiecare păpușă este creată cu gândul la o poveste, spune Elena, care crede că păpușile sunt cei mai buni păstrători de secrete. Cam asta este procedeul prin care pictez fața. Chipul este important pentru că fetițele în general se proiectează în păpușile pe care le au. Și atunci își doresc ochi albaștri sau ochi verzi, ochi migdalați sau ochi rotunzi. Așa sunt și eu. Mi-a spus o clientă la un moment dat că păpușile seamănă cu mine. Așa e. Partea de creația părului, să zicem așa, este provocarea cea mai mare pentru noi. Dacă materiale pentru hăinuțe, pentru salopete, textura materialului și umplutura sunt relativ ușor de găsit, tot ce înseamnă partea asta de păr este mai complicat, pentru că e mai greu să găsești pe piață așa ușor materiale care să fie atipice. Dar noi asta ne-am dorit, ceva atipic, pentru că și personalitatea mea este cumva, n-aș spune extravagant așa, dar zice atipică, exact așa. Pentru ca păpușile să prindă conturi este nevoie de multă muncă și precizie. Le pictăm, încerc să aleg soluții care să nu fie chimice și să dăuneze, deși nu, asta nu este o problemă. Păpușile pot fi spălate fără probleme și în cazul în care, la 30 de grade se spală în general, în cazul în care fața devine din ce în ce mai fadă și se șterge, foarte ușor cu un creion obișnuit sau cu o cariocă se poate repicta dacă e nevoie.
Am plecat de la un tipar care arată cam așa. De la acest tipar se decupează pur și simplu partea de părțile componente, ca să spun așa, se cos la mașina de cusut și apoi se introduce o umplutură. Este pur și simplu o vatelină, nu este ceva extraordinar și ele arată cam așa, asta este un picioruș. Apoi se asamblează păpușa, se atașează niște năsturași care să susțină membrele și arată cam așa în forma ei brută, să zicem. În funcție de complexitate, o păpușă este creată în aproape 10 ore, niciuna nu seamănă cu cealaltă și fiecare are și o personalitate unică. Nu uitam pe ce criterii și aleg fetițele păpușile. Răspunsul este evident, părul. Deci părul este cel care atrage. Fetițele nici măcar uneori nu se mai uită la față. Am avut solicitări de genul vreau să fac cadou nepoatei mele o păpușă, dar care să semene cu ea. Și provocările au fost pentru fetițele care sunt foarte crețe. Păpușile au 45 de centimetri și sunt concepute pentru copii cu vârsta de cel puțin 2 ani. Pe scena Teatrului de Copii și Tineret va avea loc sâmbătă aceasta, începând cu ora 11, spectacolul Regele Cerb. Într-o notă dinamică și plină de culoare, spectacolul prezintă povestea regelui de Ramo din ținutul Serendipo, care este în căutarea iubirii adevărate. Din distribuție fac parte Daniela Vlad, Inga Marcu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu și Grațian Prisăcariu. Spectacolul este dedicat copiilor cu vârsta de peste 4 ani, iar un bilet costă 10 lei și pentru adulți și pentru copii. Zeci de pasionați de artă și-au dat întâlnirea seară la Muzeul de Artă din Constanța la vernisajul artistului Dumitru Gorzo, care și-a prezentat picturile adunate în colecția Body Parts. Curatorul Erwin Kessler spune că prin picturile sale, Gorzo și-a propus un misionarism fără limite, în fiecare oraș dispus să îi etaleze discursul zângănitor, prin care vechiul și noul, convențiile și nonconformismul, voioșenia și impertinența fac front comun pentru a crea o platformă unică ce îmbină plăcerea estetică, cea mai colorată, cu umorul cel mai negru. Expoziția semnată Dumitru Gorzo va fi deschisă la etajul 3 al Muzeului de Artă din Constanța până pe 30 decembrie. Avem aici trei serii de lucrări diferite, niște forme compozite, am ajuns să le spun, bestiilor pe care le dezvolt de ani de zile, și care acoperă trei perioade distincte. Cele mai vechi sunt niște traforuri în lemn, care încep cumva în 2007 și termină în 2010, după aceea o suită de lucrări pe folie, pe film de poliester, care sunt făcute în urmă cu câteva luni, 3 luni mai precis, și lucrări pe hârtie cu grafit, ciment și pigmenți făcute special pentru Constanța. Cei mici și cei mari sunt invitați în acest weekend la film. La Centrul Educativ pentru Tineret Jean Constantin vor rula mai multe proiecții de film european în premieră, dar și o serie de pelicule pe care copiii abia așteaptă să le vadă și pentru care biletele vor costa maximum 10 lei. Detalii am primit în exclusivitate chiar de la reprezentanții centrului. Pentru această săptămână v-am pregătit 3 premiere, începând cu vineri, ora 16:40, când puteți viziona filmul La Civil, o producție europeană, un film de public, o lecție de viață și ambiție. A doua premieră a săptămânii, A fost odată în Soho, este un thriller psihologic ce ne introduce în inima întunecată a Londrei din perioada anilor 60. Iar cea de-a treia, Lupul și Leul, este tot un film european, educativ, pentru copii, dublat, este povestea unei prietenii ca în povești. Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin vă așteaptă în acest weekend la film. Atât sâmbătă cât și duminică vom avea câte 5 proiecții, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Proiecțiile încep de la ora 10, avem 3 filme pentru copii, Familia Adams 2, Ronoia Razna și Lupul și Leul, un film educativ. Teatrul pentru copii este o adevărată formă de terapie, atât pentru adulți cât și pentru cei mici. Și pentru că pandemia îi ține pe mulți în case și îi privează de interacțiunea cu prietenii și colegii, teatrul îi poate ajuta să depășească blocajele de comunicare la orice vârstă. Cum învață copiii să se exprime și să comunice mai eficient prin teatru, ne spune colega mea Roxana Cioacă. Roxana, te ascultăm! Bun găsit, Ivet! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Alături de mine astăzi se află Aurel Palade, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța Căluțul de Mare, care ne va da detalii despre activitatea instituției pe care o conduce. Bun găsit în studioul DOTA TV!
Bine v-am găsit și eu. Spuneți-mi, care este programul de săptămâna aceasta la Teatrul pentru Copii de Păpuși și ce putem viziona acolo? Deci, sâmbătă veți vedea spectacolul Regele Cerb după Carlo Gozzi, iar duminică copiii sunt invitați să vadă Rățușca cea urâtă. Iată, piese de valoare frumoase, abia așteptăm să le urmărim și dați-mi mai multe detalii despre ce alte spectacole, ce alte surprize urmează să ne pregătiți. Suntem în pregătire cu două spectacole, unul pentru copii care se va numi Sperietoarea de păsări, făcută de Adela Moldovan, și un spectacol pentru tineret, despre tineri, despre lumea debusolată a tinerilor, un spectacol scris de Eric Bogosian, se numește Suburbia, în care actorii tineri și mai puțin tineri ai teatrului, noi angajați, își vor arăta măiestria. Practic, ce le comunicăm copiilor prin teatru? Ce aptitudini își dezvoltă ei atunci când noi, ca părinți, alegem să îi ducem la astfel de forme de reprezentare a artei până la urmă? Teatru este o formă de a arăta că visele sunt posibile și că nimic nu este de nefăcut. Este important, până la urmă, să-i aducem la teatru pentru că își dezvoltă imaginația. Și cu atât mai mult, cumva, sunt stârniți la cunoaștere. Teatru îi trimite să citească o carte, să vadă un film, să facă comparații și în felul ăsta, vrând nevrând, copiii își creează o fundație a cunoașterii de care au nevoie mai târziu. Mulțumesc frumos pentru lămuriri, succes în activitatea dumneavoastră în weekendul acesta și în spectacolele care urmează mai departe. Ivet, înapoi la tine! Se anunță vreme frumoasă cu soare, weekendul ce urmează pe litoral și temperaturi plăcute de toamnă. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și minimele coboară până la 11 grade Celsius. Prima zi de weekend se menține însorită cu nori trecători, iar maximele urcă până la 15 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi acoperit, vântul va sufla slab și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 7 grade Celsius. Mâine se anunță vreme frumoasă cu soare și se vor înregistra 16 grade. Cer mai mult senin la noapte în Mangalia cu temperaturi de 11 grade în termometre. Sâmbătă soarele va alterna cu norii, tot weekendul va fi vreme frumoasă și termometrele vor indica 15 grade sâmbătă. Cristiana Oprea, una dintre cele mai bune femei pilot de raliuri din România, are o poveste impresionantă. În urmă cu 6 ani ar putut fi în clubul în care, din cauza unui incendiu, și-au pierdut viața 27 de tineri. Unul dintre ei, chiar basistul trupei care concerta acolo și care îi era profesor la Facultatea de Urbanism. După tragedie, tânăra a renunțat să profeseze în domeniul în care era specializată și a luat-o de la zero în motorsport. Acum concurează în campionatele european de raliuri, iar visul ei este să ajungă în cel mondial. The day we give in is the day we die. Sunt versurile care amintesc de tragedia de la care mâine se împlinesc 6 ani din colectiv. Aceste versuri stau la loc de cinste pe capota mașinii de concurs a Cristianei Oprea, una dintre cele mai bune femei pilot de raliuri din România. Așa este, am versurile unui cântec semnat Goodbye to Gravity în memoria celor pe care am pierdut la colectiv, pentru că eu ar fi trebuit să fiu acolo în seara aia și este un moment care mi-a schimbat viața și mi-am dat seama că trebuie să găsesc ceea ce îmi place cu adevărat să fac. O persoană dragă ei și-a pierdut viața în incendiul de la colectiv. Basistul trupei, Mihai Alexandru, mi-a fost profesor și urma să-mi fie mentor în urbanism. Vrea să fie prima româncă pilot care va concura în campionatul mondial de raliuri. În 6 ani a realizat lucruri extraordinare în domeniul în care bărbații fac legea. Acum visul meu este să devin prima româncă pilot care va concura în campionatul mondial de raliuri. Nu doar pentru mine și pentru experiența sportivă, dar îmi doresc să le inspir și pe fetele de aici să viseze oricât de departe își doresc. Știrile serii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă și un weekend excelent. Ne revedem luni la amiază.